mergem mai departe acum să vorbim, lăsăm pe domnul la pensionarii, am fi trebuit mai la mergem la juniorul tras, la da, la ce tras, are multe de sus. Și mergem la juniorul nostru drag. Bine ai venit, dragul nostru, la noi. Câți ani are juniorul? Câți ani? 18. 18 am. Este... Mamă, cineva de tânăr este. Sper la domnului exact. Descoperirea domnului Mânțu Stoian, pe care îl felicităm. Bravo! Așa se întâmplă în orice domeniu. Tinerii trebuie să vină din urmă. Ajutați de cei mai experimentați. Am dreptate? Așa este, sunt onorat. Scuză-mă, Nati, ce sfat ți-a dat domnul Mânțu Stoian? Cel mai important sfat pe care ți l-a dat? De când pe lângă sfaturile artistice, ca să le spun așa, mi-a spus, și asta nu pot să o uit niciodată, indiferent unde ai ajunge și cât te-ai duce de sus, să nu uiți de unde ai plecat și cine te-a ajutat. Minunat, adică lecția aceste, după aceste două lucruri mă ghidez și în viața. Și am mai spus să-și respecte înaintașii și oamenii lângă care șade. Acum spune drept, te mai ceartă uneori? Da, normal. Normal. Normal, când greșesc e normal să mă ceartă. Dar dumneavoastră sunteți așa de blând, cum să-l certați? Păi acum de la blândețe pleacă. De la blândețe pleacă. O să o las pe Nati să vă ia acest... să discutați cu ea, pentru că am văzut că sunteți cu... Nati. Da, da, ok, la așa. Nati, cum a fost anul acesta pentru dumneavoastră? Ei, nu mai poate să vorbească, nu. Dar vreau să vă uitați în ochii la el. Iubita mea. Vă rog. 2021... Vă supărați că m-am apropiat așa de mult? Nu vreau să-l pun, să-l atașez la anii mei. Dar de mine vreți să vă atașați? Cum să nu? Asta ziceam. Melichie, măi. Există vreun lucru pe care nu l-ați făcut anul acesta și vreți să-l realizați în 2022? N-am finalizat albumul pentru că nu s-a putut finaliza pentru că a fost și maestru. Cea mai frumoasă perioadă a anului a fost în vară, când am avut spectacole pe litoral, am stat degajat, relaxat, m-am simțit foarte bine. Dar nu vreau să atașez acest an 2021 la vârsta mea. Deci am rămas în urmă cu... Îl ștergem cu buretele, gata! Îl ștergem cu buretele! Să se ducă! Doamnelor, domnilor, în aceste momente frumoase pe care le trăim cu toții, ne cântă domnul Petrică Mânțu Stoian! Bine!